Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că ieri a fost președinta Ungariei Katalin Novak la București? Parcă nu prea s-a văzut pe nicăieri, nu-i așa? Și asta pentru că doamna Novak n-a mai mers pe munți ca data trecută, unde să facă poze lângă borne cu steagul unguresc. A făcut declarații în cadru oficial, cu minți, decente, să fie bine, să fie pace. Parcă mai mult s-a discutat ieri despre Blue Air într-o notă legată de Ungaria, și anume că o companie românească este dată afară de pe piață ca să vină una ungurească. Vocea președintelui Iohannis a părut cumva destul de puternică. După întâlnirea de ieri, el a dat câteva mesaje. Primul spune că investițiile maghiare în Transilvania nu se vor mai face decât cu aprobare de la statul român. Târziu, Ungaria a spus singură că nu mai face investițiile astea pentru că nu mai are bani. Dar până acum, Ungaria a construit stadioane, case de cultură, așezăminte sociale, a cumpărat terenuri și clădiri în zonele locuite în principal de maghiari. Ba, a făcut și echipe de fotbal, știți bine. Mai spune președintele Iohannis acum că vizitele cu declarații sfărăitoare, precum cea din vara lui Victor Orban, nu mai sunt de dorit. Și adaugă domnul Iohannis, mesaj către comunitatea maghiară: faceți bine și mai învățați și limba română. Întâlnirea de ieri, hai să recunoaștem, e foarte rară, odată la 12 ani. Relațiile noastre cu Ungaria sunt reci, iar mulți dintre noi consideră țara vecină drept una agresivă. Ne despart și politicile legate de drepturi și libertăți civile în Uniunea Europeană, dar și modul în care ne uităm la Rusia. Țara lui Victor Orban arată așa ca un pion al Rusiei în inima Europei și este dispus să pună orice frână la o posibilă victorie a Ucrainei. Nici o secundă, în ce ne privește, Ungaria nu a încetat să aibă poziții revanșarde la adresa statelor vecine, în care consideră că are teritorii. Ați băgat de seamă că Orban a dezvoltat și conceptul ăsta de nație maghiară, situată în mai multe state, dar care trebuie să ia lumină de la Budapesta, iar o mare parte dintre cetățenii români de etnie maghiară să uită la Budapesta ca la o capitală, firesc. Cu atât mai mult, politicienii UDMR care au ajuns să fie o falangă a Fidesz în România. O sumedenie din ideile de la Budapesta ajung aici, pe această filieră. Luați, de exemplu, DNA sau secția aceea de investigare a infracțiunilor comise de magistrați, unde UDMR este vioara întâi la a pune frâne și a, cum să zic, a pune sub obroc sistemul de justiție. Cu toate astea, mulți dintre români apreciază nivelul de trai din țara vecină și modul în care Orban conduce cu mână de fier. Unii îl numesc patriot. Ungaria are astăzi autostrăzi, stadioane, benzină mai ieftină, nu știm dacă spitale mai bune, dar și o adversitate fățișă față de decizii nepopulare ale Uniunii Europene. Unii cred chiar că Victor Orban este un lider al noii Europe. O fi însă așa? Sau poate doar e un autocrat cu măsuri populiste? Trebuie să trăim cu acești oameni lângă noi. Cine sunt acești vecini ai noștri și cum să-i privim, cum ne uităm la ei? Cum trebuie să te înțelegi cu ei? 0372069599. Vă întreb astăzi în felul următor: ce relații ar trebui să aibă România cu Ungaria? Este țara de la vest un adversar, un inamic sau poate fi un partener? Ne este teamă de acțiunile Budapestei? Și oare politicienii lor sunt mai buni, mai deștepți ca ai noștri? Cum vedeți voi lucrurile astea? 0372069599. Nu uitați, puteți să ne scrieți și pe WhatsApp la 0728-321-322. Suntem și pe Facebook, ne uităm la mesajele voastre. Și acum pornim dezbaterea la România în direct. Costi, salutare, ești primul. Salut, Cătălin, bună ziua ascultătorilor Europa FM. Este prima dată când mă aflu direct cu dumneavoastră și mă simt onorat. Felicitări pentru alegerea temei acestei emisiuni. Este într-adevăr un subiect sensibil și de actualitate. Consider că domnul președinte Klaus Iohannis nu doar că a făcut bine cum a procedat, ci chiar din punctul meu de vedere, așa cum înțeleg și văd eu lucrurile, ar trebui să fie mult mai ferm. În ce sens? Statul maghiar nu poate fi considerat un stat prieten atâta timp cât are pretenții teritoriale. Și aici mă refer la nu doar la Ținutul Secuiesc, ci probabil la o bună parte din Transilvania.
Victor Orban continuă acest această retorică ce ține de revizionist, revizionism și redentism, și prin urmare cred că ar trebui să păstrăm cel mult o diplomație rece, echilibrată, în adevăratul sens al cuvântului. Ce avem noi în comun cu statul ungar? Doar că... Ce avem? Chiar. Această apartenență la blocul comunitar, nu-i așa? Da. Altfel, ar trebui... Inamic e mult spus, dar oricum nu un stat prieten. Din moment în care Victor Orban continuă să se amestece în treburile interne, și mă refer aici la nivelul administrației locale, la tot ceea ce face, eu cred că vizita doamnei președintă a Ungariei a venit și într-un alt context. Pare la o primă vedere că Rusia face câțiva pași înapoi, mă refer la contraatacul Ucrainei, și prin urmare Ungaria, mă gândesc că poate se teme că o să piardă gazul rusesc, nu-i așa? Deci asta să fie ramura aia de măslincă, și eu mi-am bătut capul să înțeleg ce vrea domnule doamna Nova când vine să spună... Cred că au intrat în panică. Ce facem la iarnă? Dacă Ucraina continuă să avanseze, Rusia se pare că a fost doar fum în ochi. Și așa la o adică ai zice să le dăm gaz dacă au ungurii vreun necaz? Nu. Și aș refuza pe principiul diplomatic că noi nu avem suficient din punct de vedere al producției interne cât să acopere, nu-i așa, necesarul românesc. Și noi, la rândul nostru, importăm. La gaz e mai complicat, nu prea importăm noi, ne cam ajunge, ne-am și cam făcut rezervele. Dar interesant punct de vedere și hotărât. Dar uite mesajul ăsta primit pe WhatsApp. Ungaria este un model pentru România. Sunt desigur anumite reacții și atitudini politice pe care nu le agrez, dar să observăm. Educația, susținerea educației, susținerea natalității, infrastructura, și pot continua cu multe aspecte pozitive. Dom'le, n-am zis că nu se descurcă ungurii la anumite chestiuni, dar poate uneori îi idealizăm foarte tare. Adi, salutare, ai venit la România în direct. Salutare, bine v-am regăsit, Adi din Sibiu, după mult timp. Legat de politicienilor, ei spun lucruri trăznite la fel ca ai noștri, în funcție de interesele lor electorale. Cu siguranță doamna președinte a venit pentru că a simțit miros de gaz, mai ales din Marea Neagră. Eu aș negocia o reciprocitate. Adică dacă ai ca cetățean ungar anumite drepturi sau ca etnic maghiar cu cetățenie română anumite drepturi, exact la fel trebuie să am și eu în Ungaria. Adică? Pe bază de reciprocitate. De exemplu, dacă ai voie să înveți în limba maternă, la fel trebuie să am și o voie să învăț în limba maternă, ca român în Ungaria. Deci exact. Bravo. Statul român, hai să spunem asta, statul român n-a știut să sprijine nația românească prezentă în Ungaria, nici în Ucraina n-a știut. Căci și noi puteam să forțăm nota aici. Este o chestie generală, adică să fim serioși, că tot România este un model, într-adevăr, dar toți au mai multe drepturi aici decât avem noi acolo și nu-i firesc lucrul ăsta. Mai ales acum, nu se întâmplă nimic cu Ucraina. Noi oferim sprijin și foarte bine că o facem, dar asta e diplomația. Primești dacă oferi. Noi oferim și atât, asta e tot. Legat de alt aspect, aș vrea să spun, lăsând la o parte, cum am spus, că politicienii spun lucruri trăznite, cred că politicienii noștri și miniștrii ar trebui să fie non-stop în Ungaria și în Polonia. Și să întrebe, domne, cum ați făcut? Voi cum ați făcut? De ce la voi o firmă se face în 10 minute pe internet și un proiect durează câteva luni aprobarea și la noi se face firma într-o lună și autostrada durează 3 ani doar birocrația? Cum ați făcut? Noi suntem mai idioți sau nu suntem mai idioți, dar cum ați făcut să facem și noi? Deci din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Crezi că ei au... Și văd, adică nu poate să zică nimeni că nu e așa. Crezi că ei au politicieni mai buni decât ai noștri? Cred că în posturile cheie nu au politicieni mai buni, dar au știut în posturile cheie să nu pună toți incompetenții și toți neaveniții ca la noi. Pentru că inevitabil, ca politician, dacă îți pui la construcția de autostrăzi un prieten electrician, nu o să aibă rezultate. Dacă tu ești un politician care habar n-are pe ce lume trăiește, dar în posturile cheie, unde e nevoie de profesioniști,
pui profesioniști, chiar dacă sunt prietenii tăi, atunci rezultatele vor apărea. Ei au știut, sunt la fel de slab ca politicieni și la fel de populiști, dar au știut ca în funcțiile cheie să pună oameni competenți și să reducă ceea ce sufocă România și toată lumea, birocrația. Orice lucru se face mai simplu. Au înțeles niște nevoi ale populației. Mulțumesc, Adi. Ascultați acest mesaj de pe WhatsApp. Salut, Cătălin. A ține cu poporul tău, respectiv Victor Orban, nu cred că este ceva greșit. În România, autoritățile nu au nicio legătură cu poporul. Ei țin doar cu ei. Așa că Victor Orban face treabă bună pentru Ungaria. Nu sunt pro-Ungaria, nu sunt pro-Victor Orban, are multe scăpări, dar în ceea ce privește poporul lui, noi nu avem nimic de discutat, că poporul nostru nu este reprezentat de către nimeni. Să o zi bună! România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Stați un pic, fraților. Deci, domnul Orban, spuneți că face lucruri bune pentru popor. De ce? Pentru că a luat câteva măsuri care funcționează bine? Dar același domn Victor Orban, patriotul Victor Orban, este cel care a suprimat total libertatea presei. Acolo nu pot să-l critici. Opoziția este desființată. În posturile cheie ale Budapestei, în administrația publică, sunt oameni care sunt numai din gașca respectivă. Ca să nu mai vorbesc de gradul de corupție, știți că în Ungaria nu sunt, domnule, dosare de corupție. Dar aveți voi bănuiala asta că în Ungaria politicienii nu fură cam ca și aici sau cam în alte părți? Întreb și eu. Marius, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Eu consider că problema dintre cele două țări sunt pure ale politicienilor, nu ale oamenilor de rând. Am prieteni, am cunoștințe, întâmplător, de la începutul anului lucrez pentru o persoană de etnie maghiară. N-am ce să reproșez oamenilor simpli care nu au legătură cu politica. Oamenii își văd de treabă, își văd de viață, au prieteni din ambele tabere, nu se întâmplă absolut nimic. Politicienii sunt cei care trebuie să demonstreze că își merită locul undeva sau că își merită banii pe care poporul îi cheltuiește cu ei. Referitor la ce a zis domnul dinaintea mea, că de ce se poate în Polonia și în Ungaria. Se poate în Polonia și în Ungaria, pentru că în ambele țări este un fel de semi-dictatură, să spunem. Și nu cred că exagerez când spun lucrul ăsta. Exact ce ai spus și tu, presa nu are libertate, se întâmplă la ordinele președintelui sau primului ministru instantaneu ce acesta dictează. Sunt multe lucruri care par a o fostă dictatură. Unii oameni poate sunt nostalgici și de asta apreciază genul ăsta de conducători. Dar ca și politicieni sunt incompetenți și ai noștri și ai lor. Într-adevăr, pot spune că poate ei au făcut mai multe pentru poporul lor decât fac ai noștri. Pentru că la ai noștri nu vezi decât scandaluri, a furat atât, l-a băgat la pușcărie. Nu se recuperează. Apropo, am văzut un documentar că am înțeles că în 2058, în ritmul actual, se recuperează datoria de la foștii, de la cei mai mari corupți ai României, să spunem. Spune-mi un lucru. Dom'le, până la urmă, cum ne uităm la țara asta? E partener, inamic? Cum trebuie să ne purtăm mai departe cu ei? Ca un partener în Uniunea Europeană, ca un vecin, dar nu ca un prieten. Nu ca un prieten, da. Mi-e și clar că nu poate să fie prieten, da. Dar în același timp nici dușman. Da. E greu de obținut ecuația asta. Poate statul român ar trebui să fie mai agresiv, să-și susțină drepturile mai cu atenție. Poate ar trebui ca populația de etnie maghiară să fie întoarsă cu metode luminoase și către București, prieteni. Oamenii de acolo, atenție, se uită cel mai mult la Budapesta, pentru că Budapesta aduce investiții, Budapesta aduce stadioane, Budapesta aduce cultură, Budapesta aduce presă. Noi de aici, de la București, ce le oferim? Și ani de zile am pierdut aproape toate partidele pe care le-am jucat cu țara de la vest. 0372069599. Mihai, salutare, bine ai venit! Salut, ce bine v-am găsit!
din păcate, dinspre București nu se oferă mare lucru. Și nu se oferă mare lucru, nu numai către persoanele de mie maghiară, nu se oferă mare lucru către nimeni. Și asta este marea problemă. Pentru că, din punctul meu de vedere, Ungaria și politica ei către națiunea ungară, cum a spus noastră că spune domnul Orban, este de luat ca exemplu. Pentru că atât timp cât ei se implică și oferă tot ceea ce pot pentru națiunea lor, în oricare țară din Europa, este doar admirabil. Doar admirabil. Adică, da, din punctul este lor de vedere. E luat exemplu. Da. Ei fac tot ce pot pentru a ține aproape ceea ce la noi nu se întâmplă. Din punctul meu de vedere, e o națiune mai unită. Nu sunt nici de etnie ungură, am foarte mulți prieteni, așa cum a spus și un ascultător mai devreme, la nivel personal, la nivel individual. Nu sunt probleme între noi și aceste persoane, fiecare își vede nici nu de spun asta, și... că nici măcar asta nu e tema mea, dar pot să admite că comunitatea maghiară de la noi, mare, importantă, cu decizie în Parlament, este mai orientată către Budapesta decât către București. Eu o văd asta ca o pierdere, sincer, pentru noi. Clar că este o pierdere, dar este o pierdere datorită impotenței statului de a le oferi același lucru pe care le oferă Budapesta. Ne este teamă în acest context de acțiunile Budapestei pe teritoriul românesc? Nu. Din punctul meu de vedere, așa cum a spus și un predecesor, problemele sunt la nivelul politicienilor, nu al oamenilor de rând. Eu merg des în vacanțe, în Covasna, în Harghita, mă simt bine, oamenii mă tratează bine. Domnul Orban spune că planul nu e pentru astăzi, e așa, pentru nația maghiară și peste 1000 de ani, dacă ar putea să revină în vechile granițe. Da, normal, niciodată probabil că nu o să renunțe la gândul ăsta. Păi mine, unul personal nu mă deranjează. Important, cred că ar fi să luăm exemplele de bine din ceea ce face domnul Orban. De exemplu? Că se apropie de Rusia sau că așa. Are un cuvânt de spus și spune cu tărie și cu mândrie părerea către comunitatea europeană, iarăși nu este un lucru rău. Este normal să fie așa, nu? Europa este liberă. Cine are ceva de spus sau are un lucru de spus care nu-i convine la un moment dat, trebuie să-l spună. E normal. Dar, în același timp, domnul Orban nu numai că spune, el și suprimă niște gânduri, niște libertăți ale altora. Ceea ce-i dați lui ca un drept, el în țara lui nu asigură. De asta poate și primele fisuri. Nu cred că are acest drept, dar cu siguranță are dreptul la o opinie. Sigur, așa drept la opinie ar avea și oamenii, uite, de exemplu, cei din Budapesta care nu-l mai votează acolo. Există un primar al opoziției. Dar și cei pe care domnul Orban îi închide pas cu pas prin presă, adică le închide vocea, și ei au dreptul la opinie cum are el în Europa, nu? Așa este. Oamenii în Budapesta se duc către opoziție și oamenii se vor duce către opoziție sau către cei cărora le oferă lucruri mai bune. Asta va fi întotdeauna. Nu contează ce tip de partid, că este extremist, că nu este extremist, că este naționalist. Nu contează. Asta timp cât oamenilor le e bine, se vor duce către bine. E logic. Mulțumesc tare mult. Am locuit 2 ani și jumătate la Budapesta. Ungaria a știut cum să obțină fonduri europene masiv, în timp ce noi am ratat un procent important. Da, așa este. Astfel, firmele de construcții controlate de clanul Orban au făcut profituri uriașe, iar nivelul de trai din Ungaria a crescut enorm de la aderarea lor la Uniunea Europeană. Dacă mâine nu mai au fonduri europene, Ungaria va ajunge o țară mult mai săracă ca România. Însă corupția guvernează, iar 90% din presă este controlată de Fidesz. Ce ziceți de imaginea asta, oameni buni? Vă propun să-l ascultăm și pe președintele Iohannis, că de la el am pornit dezbaterea asta. Este interesul nostru comun și am discutat pe larg această chestiune, doamna președinte, și cu mine, interesul nostru comun ca drepturile minorității maghiare să fie pe deplin respectate. Să-și poată trăi cultura, să-și poată folosi limba maternă,
și așa mai departe. Și apropo, am convenit împreună că este bine să folosească și limba română. Alpar, bună ziua! Sunteți de etnie maghiară? Bună ziua! Îmi cer scuze, am puține emoții. Nu e prima dată când intru în emisiune. Vă urmăresc aproape în fiecare zi. Da, sunt de etnie maghiară. Și punctul meu de vedere este că Ungaria și România trebuie să fie parteneră la multe lucruri. Nu doar din cauza că suntem partea estică a comunității europene, avem multe lucruri în comun. Și cred că, chiar dacă am ascultat pe domnul Ioanis mai dinainte, dânsul spune să folosim mai mult limba română. Eu personal m-am dus până la București la facultate să învăț bine românește, să stau între români. Dar aș pune o întrebare pentru domnul Ioanis. Cine s-a uitat în ultimii 30 de ani la educația românească, în limba română? Cum ar trebui predat limba română pentru etnici maghiari? Cine practic se întâlnesc prima dată cu limba română la clasa întâia? Ei nu au limba maternă română. Ar trebui altfel de educație, altfel de program. Adică spui ar trebui predată ca o limbă străină, asta îmi spui acum. Exact, exact. Am ajutat pentru niște copii de etnia maghiară să se descurce mai bine în română și când am văzut eu că în momentul de față sunt aceeași lecții care au fost și acum 20 de ani, care nu zic că nu sunt bune, eu cream că este o valoare foarte mare pentru România. În schimb, pentru un elev, cine are limbă maternă maghiară, e destul de greu să se obișnuiască și cu limba, să nu vorbim despre regionalisme, arhaisme, etc., care practic nu o să folosească în viața de zi cu zi, dar trebuie să învețe și este foarte greu. Alpar, dar lămurește-mă un lucru. O să spun aceeași întrebare pe care am adresat-o astăzi celor din emisiune. Voi, cum vă uitați la Budapesta? Ce reprezintă, domnule, țara din vest pentru voi, iată, în situația asta, minoritatea maghiară românească? Pentru mine, personal, Budapesta e aproape cel mai frumos oraș din partea de est a Europei. Și eu mă privesc cu bucurie că guvernul maghiar menține relațiile culturale, lingvistice și chiar istorice cu cetățenii români de etnie maghiară și cred că este un lucru bun că construiește aici grădinițe, școli, că revenind la politică, politicienii fac declarații, dar când a venit ultima oară în Harghita Covasna prim-ministrul României să vadă cum trăim, ce facem, ce dificultăți avem? Nu prea suntem vizitați de politicieni români, nu știu de ce. E Ungaria, pentru voi care e până la urmă patria, Ungaria sau România? Patria mea este România, aici m-am născut, aici cresc copiii, și strămoșii mei aici au născut și au crescut copii. Asta este patria mea. Mă simt român, dar sunt de etnie maghiară. Și o să rămân maghiar, bineînțeles. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. E o formă de asumare. Da, suntem români câtă vreme trăim aici și trebuie să ne înțelegem cu toate. Dar astăzi, prieteni, vreau să ne înțelegem pe graniță. Horiș, salutare, bine ai venit! Bună, bună, bună ziua! Am zis bine numele, da? N-am da, Foriș, da, 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 sigur, sigur, Foriș, da. Eu vă spun, să zicem, din prisma unui cetățean care stă și în România și în Ungaria, care are afacere în Ungaria, a avut afaceri în România. Să știți că de-a lungul graniței oamenii locuiesc într-o simbioză mult mai bună decât cum este de multe ori, să zicem, fixată de la București. Oamenii de o parte și de cealaltă a graniței chiar conlucrează împreună, au afaceri în comun, se vizitează reciproc, merg la cumpărături în țara celuilalt.
Iar în ceea ce privește, să zicem, dacă intrăm în, în partea politică al, al guvernului de la Budapesta, am câteva remarci făcute de un interlocutor anterior în legătură cu suprimarea presei de opoziție. Să știți că nu este chiar așa. Presa de opoziție chiar există. Ea este, site-urile antiguvernamentale au o pondere undeva în jur de 50, dacă nu 60%. Adică opoziție chiar există. Numai că opoziția, ceea ce reprezintă însuși opoziția, e egal cu zero. Nu, oamenii nu au încredere în ceea ce spune și ceea ce face opoziția. De aceea, opoziția se simte, să zicem, închisă, pusă cu butul pe labe, cu alte cuvinte. Dar noi aici, românii foriși, cum ar trebui să ne uităm la Ungaria? Ar trebui să ne fie teamă? Acțiunile sale în Transilvania nu sunt dintre cele mai prietenoase. Da. Unele, da, așa este. Unele chestii ar putea, să zicem, să fie un pic sânate. Dar, pe de altă parte, trebuie să privim și din prisma celelalte părți. Ajutorul pe care vrea să-l suplinească ceea ce nu vine de la guvernul român. Și eu nu odată am scris și pe Facebook, în stânga-ndreaptă, pe unde am apucat, că politicienii români de ce nu vin în Ungaria, în comunitatea românească de la Zulai. Pentru că acolo nu vine, de ani de zile nu vine nimeni. Efectiv, să vadă ei cu ce se confruntă, care sunt nevoile. Pentru că și statul român ar putea să ajute comunitatea română din Ungaria, la fel cum ajută și guvernul maghiar, comunitatea maghiară din România. Statul român aici e mult mai slab decât statul maghiar. Asta este foarte, foarte clar. Și România n-a știut să-și apere drepturile. Îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. Mai primesc acest mesaj care spune în felul următor: eu cred că marile probleme le fac cei din vârful țării, nu ungurii de rând. Copilul meu a fost în Ungaria, într-un program Erasmus, era în liceu, am avut foarte mari emoții. Trebuia să fie cazat la o familie acolo, mă gândeam că o să-l mănânce ungurii. Vreau să vă spun că s-au purtat atât de frumos că nu-mi venea să cred. L-au dus la restaurant, aveau meniu în română, i-au dat cadouri la final. Deci super ok oamenii, spune ascultătoarea noastră. Da, problema sigur că e mult mai complicată decât la nivel uman. Sunt convins că și noi, dacă îl primim pe domnul Victor Orban acasă, bem o pălincă, nu punem niște șuncă, vorbim frumos și ne înțelegem, că doar nu o să ne luăm la bătaie. Dacă îmi vine vorba de număratul banilor, al terenilor, al clădirilor și al teritoriilor și al influenței, cred că aici ne schimbăm. România în direct la Europa FM. Laszlo, salutare, ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Cum ne uităm la... Mă bucur că au intrat alți doi interlocutori de etnie maghiară. Când am sunat, încă nu pusese niciunul și mai multe lucruri pe care aș vrea să le spun le-au spus ei. Iar referitor la întrebarea ta, cum ar trebui să privească România, țara vecină, Ungaria, ar trebui poate schimbată optica, dar vor mai trece câteva generații ca să ne dăm seama că suntem în UE, probabil vom fi în Schengen, granițele nu se vor mai schimba, nu se mai poate lua o bucată de pământ decât varianta Putin, de care hai să o excludem din start, și vom conviețui mai departe cum am făcut-o și până acum, sau și probabil chiar mai bine. Dar cum au zis și ceilalți interlocutori, în teren, să zic așa, în rândul populației, e o simbioză perfect, și eu lucrez pentru o firmă din România, locuiesc în Ungaria, am soție româncă, suntem multe familii mixte, nu e nimic ne la locul lui. E mai greu de înțeles, probabil, pentru poporul român, așa cum au zis și antevorbitorii, pentru un popor al căror conducători politicieni, fie de stânga, fie la dreapta, nu dau nici cel mai mic semn că le-ar păsa de, să zicem, de diaspora, de, sau unele cazuri care le-a fost frică de diaspora. Hai să te pun e la... greu de înțeles că conducătorii altui popor le pasă de națiunea în sine. Le pasă, da, e ADN. Foarte interesant. Deci domnul Orban a venit aici și a făcut niște declarații răscolitoare. Dacă păsându-i de națiunea sa înseamnă să pui bocancul pe alte națiuni, apoi ăsta e un lucru greu.
și de acceptat și de gândit. Domnul Orban a venit aici, a făcut declarații xenofobe, pa locuri rasiste. Domnul Orban și poliția s-a bat cu sistematizare, să zic, sistematic, imigranții care trec prin țară. Domnul Orban schimbă contractul social european. Domnul Orban taie din drepturile minorităților, unor minorități, sigur, aproape interzice promovarea lor. Și știi ce listă lungă aș putea să fac aici? Am înțeles, dar acum ne-am propus să îl judecăm pe domnul Orban, care clar are multe părți negative și derapaje, sau relația România-Ungaria? Bună întrebare, bună întrebare. Și poți să desparți Ungaria de atitudinea lui Victor Orban zilele astea, dacă o să vină partidul celălalt socialist, Ungaria va regândi relația cu vecinii săi? Nu știu ce au în cap vecinii politicienii de vârf din stânga, din Ungaria, dar din câte se pare, sunt, cum zicea și antevorbitorul Foriș, e atât de slabă opoziția, nu contest, chiar cu ajutorul lui Victor Orban și a regimului său, evident, care le pune multe bețe în roate, că nu sunt foarte mari șanse să revină repede la putere, pentru că, din câte vedem, poporul maghiar a mizat pe dreapta, economic o duc foarte bine, social o duc foarte bine și se pare că în partea asta de Europa încă ține autocrația, nu pot fi niște democrații cum sunt în vestul Europei. Probabil din secole vine treaba asta, nu cred că e întâmplare că și cu 500 de ani în vest se făceau catedrale și aici era nisip și piatră, dar nu se făceau. Și aici, adică ne-ar trebui autocrație și în România? Nu, nu neapărat, nu, nici pe departe, dar uite că și la polonezi funcționează, nu, nici pe departe nu sunt de acord cu modul de a face politică atât de autocrat și, într-adevăr, a închide toate căi, aproape toate căile democrației sau lăsându-le doar aparent. Dar, revenind la întrebare, ar trebui să privim Ungaria ca pe un partener pentru viitor. Vorba aia, când ești vecin cu cineva, dacă se poate, hai să fii pe bune cu el, evident, în limitele decenței, decât să-l privești ca pe un dușman. Sunt curios, mulțumesc tare mult, Laszlo, sunt curios dacă domnul președinte Iohannis ar face vreun turneu electoral prin comunitățile românești din Ungaria, cum ar fi primit și care ar fi reacția Budapestei. Petre, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnule Stribea, mulțumesc pentru că am ocazia să spun două vorbe. E dureros pentru mine, ca român, să văd că mulți dintre conaționalii mei îl văd pe Victor Orban ca pe un despot luminat, ceea ce au visat, un tătuc care totuși le dă de mâncare, le dă de băut, le asigură căldură în casă. Nu contează libertatea, nu contează libertatea de gândire, libertatea presei, libertatea de a fi de altă etnie. Important este ce avem în casă și pe masă. E dureros acest lucru și inclusiv pe maghiari din Ungaria, inclusiv pe concetățenii noștri de etnie maghiară sau pe noi ca români, acest mod de a face politică ne întoarce înapoi. Nu ne duce înainte. Progresul economic sau bunăstarea în felul acesta, pe termen scurt sunt ok, dar pe termen lung aduc ceea ce se numește somnul națiunii. Atât, așa văd eu, așa cred că este greșit. Cineva ne spune pe WhatsApp la 0728 3132 că Orban al Ungariei este ca Ceaușescu al nostru. Patriot, doar acțiunile lui sunt cele neadecvate, lipsă de libertate, etc. Pe scurt, dictatură. Politicienii dictatură. Da? Asta este. Și nu, eu nu cel puțin îmi doresc așa ceva, nu la prețul ăsta. Nu pentru copiii mei, nu pentru cei care vin din urmă. Poate că mie îmi va fi bine, dar mai departe, după ce el nu va mai fi, rămân cei care sunt în jurul lui, rămâne clanul lui, care vor stăpâni la fel mai departe. Și va fi nevoie de altă revoluție, de altă schimbare și așa mai departe. Un domn, deci nu merge într-o direcție bună. Un domn, Vasile Mihali, te întreabă pe Facebook, domnul Orban a luat la ultimele alegeri vreo 70%. Deci tot ce spune el este susținut de majoritatea ungurilor. Acum... Dar da, cei care vin mai departe, care totuși acum n-au drept de vot, dar îl vor căpăta, se vor uita în urmă și vor zice ce ați făcut cu ce e neașteptat pe noi, ce ați făcut voi acum. Exact ca în România, la alegerile noastre. A votat pentru o pensie, pentru încălzecele la pensie și așa mai departe. Dar
undeva lucrurile se vor schimba din nou și pentru ei. Nu vor avea de ales. Corupția este în Ungaria. Este atât de mare încât nu mai apare publică. Pur și simplu, de sus până jos, nu mai are sens să se mai apuce de ea. Și atunci nu mai afișează public. E, practic, este acolo, toată lumea știe de ea, este în fibră. Ce rost are să se mai apuce, să se mai lupte cu ea? Îți mulțumesc. Dar undeva îi așteaptă o scadență. Da, sunt curios unde. Se invocă salariul mediu. Domnule, ungurii trăiesc bine. Salariul mediu în Ungaria, îl găsesc aici așa la prima vedere, 1559 de dolari. Faceți dumneavoastră un calcul, pare ceva mai bine decât salariul mediu în România. Cred că salariul mediu în România stă doar la bugetari. La noi e mai mic, e undeva pe la 1000 și ceva de euro. Salariul minim în Ungaria este de 504 euro și asta înseamnă că e comparabil cu ceea ce se întâmplă deja în România, doar că, atenție, la noi e brut la valoarea asta. Mai avem? Mai avem. Marius, salutare! Ești la România în direct. Bună, prima dată când intru în direct, revenind la întrebarea principală. Ar trebui să existe o prietenie, cred, între cele două state, cu respect și toate rigorile unei prietenii. Mi-e teamă că nu suntem deloc în punctul ăla, ba, din potrivă. Da, nu este. Tot ce înseamnă partea de vest a țării, cum spunea un interlocutor, oamenii colaborează. Pe graniță, oamenii sunt prieteni unii cu ceilalți. De ce UDMR-ul privește spre Budapesta? Pentru că UDMR-ul este partidul maghiarilor, iar Budapesta ajută nația maghiară. De ce nu zici mai pe șleau? UDMR se uită la cine bagă bani în comunitate, nu? Adică... Absolut. Nici nu le fac un mare reproș din chestiunea asta, dar ei nu trebuie să uite că aici funcționează în alt tip de democrație. Ei pur și simplu au adus niște idei de la Budapesta și le-au pus în Parlamentul României și, în esență, UDMR nu este cu nimic deosebit de PSD și PNL. Poate printr-un singur lucru, mi se pare că politicienii lor chiar sunt mai bine pregătiți. Tanțoș, Barna și domnul de la dezvoltare, Cechi, Atila, sunt niște politicieni chiar bine pregătiți pe domeniile lor. Dar mi-ar plăcea să gândească mult mai independent decât să... Îl țineți minte pe domnul Kelemen Hunor, care încerca să scoată basma curată pe Victor Orban? Păi de ce trebuie să te angajeze în astfel de prostii? Da, pentru că se privește de unde vine investiția. În cele din urmă suntem oameni și privim în stadiu de trai, în cine ne dă de mâncare, în cine ne oferă condiții mai bune. Da. Așa suntem, nu avem 20 de vieți, nu trăim viața asta pentru politică, viața cealaltă ca să fiu sfânt, se trăiește o singură dată și astea sunt rezultatele. Privim la ce ne dă de mâncare. Da, poate și asta o explicație și o concluzie pentru emisiunea de astăzi. Ungaria a încetat să ne fie o țară prietenă cu ceva vreme în urmă. Politicienii noștri sunt mai slabi decât ai lor și mai lipsiți de curaj. E adevărat că noi nu avem nici atâta plecare naționalistă cât au politicienii de la Budapesta. Dar ceea ce putem fi în perioada următoare, să fim niște parteneri cu reguli clare care să-și respecte fiecare prioritățile, să spun așa, și ideile la care ținem. Eu m-aș aștepta de la politicienii români să autorizeze într-adevăr acțiunile de investiții ale Budapestei, să le urmărească și să fie atenți la ce-și doresc pe plan lung și să-i sprijine pe românii care trăiesc în partea cealaltă a graniței, măcar pe cât o fac ungurii cu maghiarii de aici. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.